Nemțeanul Mihail Popescu a fost trimis în judecată în stare de libertate de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Serviciul Teritorial Bacău pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, dintre care una cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, din vremea când era șef al Administrației Bazinale de Apă Siret. În aceeași cauză penală, magistrații le vor judeca și pe Maria Diaconescu și Anca Maria Chionchiu la data faptelor angajate ale aceleiași instituții pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu. În rechizitorul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada 2 septembrie 18 noiembrie 2019, inculpatul Mihail Popescu, în calitatea menționată, beneficiind de ajutorul celorlalte două inculpate, cu încălcarea legii, nu ar fi dispus rezilierea unor contracte atribuite unor societăți comerciale pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. Prin aceste demersuri ar fi fost vătămate interesele legale ale Administrației Naționale Apele Române prin pierderea de fonduri în valoare totală de 11 milioane de lei, deoarece lucrările respective nu au fost executate. Banii respective au fost alocați prin hotărârea de guvern numărul 441 per 2019 pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de amenajare albieru râu Țiganca în localitatea Ion Creangă, județul Neamț și amenajare albie râu Albuia în localitatea Rotunda, comuna Doljești, județul Neamț în vederea prevenirii și înlăturării efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada februarie-mai 2019. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău a comunicat structura centrală a DNA. De menționat că Mihail Popescu a fost numit director general la ABA Siret în februarie 2019, în locul altui nemțean, Vlad Marcoci, care, la acea vreme, a fost numit director de investiții la Administrația Națională Apele Române. Anterior, Popescu fusese detașat pe funcția de director investiții la ABA Siret de la Adi Econeamț, Piatra Neamț. În noiembrie 2018, Popescu și-a dat demisia din funcția de șef serviciu achiziționat a Consiliului Județean Neamț și s-a angajat prin transfer de la Adieco Neamț la ABA Siret Bacău.